Sandu Angels Izbercea, Mondialul și unul dintre nepoții săi au fost încarcerați în penitenciarul Severin. În 2019, Bercea Mondialul a fost condamnat de judecătorii Tribunalului Olt într-un dosar de tentativă la omor săvârșită în anul 2009 împotriva unui viceprimar al municipiului Slatina. Interlopul are de executat 13 ani de închisoare. Bercea Mondialul își mutase domiciliul încă din 2019 pe raza municipiului Drobeta, Turnu Severin. Acesta a fost prins de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul urmăririi în colaborare cu Poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta, Turnu Severin au depistat pe raza localității doi bărbați de 53, respectiv 32 de ani, pe numele cărora erau emise două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de 13, respectiv 9 ani. Cei doi au fost condamnați de Tribunalul Olt pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor. Aceștia au fost conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți pentru întocmirea documentației legale. Ulterior au fost preluați de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Compartimentul Urmăriri pentru a fi transferați la penitenciarul din Drobeta, Turnu Severin, în vederea încarcerării. Acesta se află acum la penitenciarul Drobeta, Turnu Severin.